Duminică, în comuna buzoiană Vâlcelele, se vor organiza din nou alegeri. În primul tur, candidatul UNPR, Liviu Bărăgan, a obținut 394 de voturi. Exact atât a strâns și candidatul PSD, Dumitru Spiță. Prefectura Buzău s-a pregătit în aceste condiții de alegeri. 1400 de buletine de vot au fost tipărite. La acest moment avem o estimare a costului, pentru că trebuie să luăm în calcul în ceea ce înseamnă membrii Biroului Electoral de Circunscripție locală, membrii Biroului Electoral al secției de votare, Biroul Electoral Județean, care în continuare funcționează la capacitate stabilită de lege, plus grupul tehnic de pe lângă Biroul Electoral Județean și pe lângă Biroul Electoral de Circunscripție Locală. În medie se pare că va fi undeva în jur de 500 de milioane de lei. În ultimele zile în comuna Vâlcelele s-a înregistrat și un fenomen demografic interesant. Aproximativ 40 de persoane s-au stabilit temporar în comună și astfel s-au înmulțit vizele de flotant. Situația e suspectă însă, dat fiind că aceste mutări s-au înregistrat între cele două tururi de scrutin. Primarul în funcție a sesizat autoritățile, iar neregulile nu au întârziat să apară. Verificările au dovedit că în 11 dintre cazuri stabilirea reședinței s-a făcut fără îndeplinirea condițiilor legale, astfel că procurorii au deschis dosar penal pentru fals, uz de fals și fals în declarații. Primii care vor da explicații vor fi localnicii care i-au luat în spațiu pe flotanți. Alegerile locale de la Vâlcelele vor fi organizate după aceleași reguli, urnele vor fi deschise dimineața la ora 7, iar procesul electoral se va finaliza la ora 21.